În urmă cu 11 ani, un vrăjitor malefic pe nume Lord Voldemort a vrut să cucerească întreaga lume, dar planurile sale au fost date peste cap de un bebeluș numit Harry Potter. Harry fiind singura persoană capabilă să-l înfrângă pe știți voi cine. Dar asta nu înainte ca părinții săi să fie omorâți. Nezo să ierte! By the way, în urma luptei, Harry s-a ales cu o cicatrice în formă de fulger, iar lui Lord Voldemort o să-i mai zic știți voi cine, pentru că în lumea vrăjitorilor este oarecum tabu să îi rostești numele. Având în vedere că a rămas orfan, Harry este lăsat în grija mătușii sale umane, iar timp de 11 ani, băiatul a dormit sub scări și a fost literalmente sclavul familiei. Într-o zi, Harry a primit o scrisoare, dar unchiul său nu l-a lăsat să o citească. Așa că brusc, casa în care locuiau a început să fie bombardată de scrisori. Pentru a scăpa de toată această hărțuire cu scrisori, familia lui Harry se mută în mijlocul pustietății. Dar ce să vezi, ei se pomenesc în casă cu un gigantours pe nume Hagrid, care a venit să-i înmâneze personal scrisoarea lui Harry. Aparent, Harry este un vrăjitor și a fost admis la Hogwarts, una dintre cele mai prestigioase școli de magie. Amu, toată treaba asta cu magia nu e neapărat un șoc pentru Harry, pentru că odată el și-a folosit din greșeală puterile și a eliberat un șarpe de la zoo. Iar că tot vorbeam de șerpi, Harry poate vorbi cu ei. Hagrid îl ia pe Harry și îl duce în lumea vrăjitorilor, care totodată este și lumea noastră, doar că vrăjitorii se ascund de noi, oamenii obișnuiți. În timp ce își cumpăra rechizite, Hagrid a luat un pachet misterios dintr-un depozit, iar Harry a aflat atât că este un fel de celebritate care e putre de bogată, cât și că bagheta sa este geamănă cu cea a lui știți voi cine, amândouă baghetele având miezul făcut din penele aceluiași Phoenix. Ca și fapt divers, nu vrăjitorul își alege bagheta, ci invers, bagheta îl alege pe vrăjitor. Pentru a ajunge la Hogwarts, Harry trebuie să iei un tren magic, iar norocul lui este că familia asta de roșcovani îl ajută să îl găsească. Ei sunt familia Weasley, iar unul dintre băieții lor, pe nume Ron, devine BFF cu Harry. Pentru că un trio e mai bun decât un duo, în grup mai intră și Hermione, o fată care a început să își învețe lecțiile de dinainte de a veni la școală. Nu știu dacă să fiu impresionat sau șocat de asta. În fine, Hogwarts este un castel mișto care e condus de directorul Dumbledore, a.k.a. bătrânul ăla ciudat și înțelept care mereu vorbește în metafore. De ce toți înțelepții din filme și desene trebuie să facă asta? Elevii de anul întâi de la Hogwarts sunt plasați de către un joben vorbitor în niște case, adică un fel de serii sau grupe care sunt numite după vrăjitorii care au fondat școala. Ron, Hermione și Harry sunt puși în grip. Ca o scurtă paranteză, întrerup acest video pentru a vă zice despre sponsorul de azi, World of Warships. World of Warships este un joc de tip tactical shooter pe care poți să-l joci singur sau cu prietenii și care este foarte bine ancorat în realitate. În caz că te întrebi cum de un joc poate să fie ancorat în realitate, păi în World of Warships atât navele pe care le controlezi, cât și hărțile în care te bați sunt inspirate din locuri, respectiv nave reale. Iar că tot vorbeam de nave, mai că fiecare student de la Hogwarts poate avea propria lui navă de luptă, pentru că jocul îți pune la dispoziție 400 de modele istorice din care poți alege. Așa că garantat o să găsești una care să ți se potrivească. Dacă ceea ce ți-am zis până acum ți s-a părut interesant, țin să te anunț că jocul este disponibil atât pentru calculator cât și pentru consolă. Iar dacă îți faci un cont nou cu linkul din descriere, primești un starter pack în valoare de 25 de euro care cuprinde 500 de dubloni, 7 zile de cont premium, 2 milioane de credite, o navă de tier 4 și 6 puncte de skill commander. Deci ce mai așteptați? Descărcați World of Warships folosind primul link din descriere dacă vreți să-l jucați pe PC și al doilea link dacă-l vreți pe consolă. Revenind la ale noastre, Ron, Hermione și Harry sunt puși în Gryffindor, adică la băieții buni, iar un tip pe nume Draco Malfoy este pus în Slytherin, adică la ăia răi. Pe lângă astea două case mai există Hufflepuff și Ravenclaw, dar ele nu prea sunt importante în filme. Dintre profesorii de la Hogwarts, cel mai tare ies în evidență doamna McGonagall și profesorul de poțiuni, Severus Snape, care din oarecare motiv pare că își urăște studenții, în special pe Harry. În prima oră de zburat cu mătura, Harry a făcut o impresie foarte bună, așa că el este băgat în echipa de vâșhaț a Gryffindorilor. Acum vâșhațul ăsta este oarecum fotbalul vrăjitorilor, iar Harry joacă pe una dintre cele mai importante poziții, anume dacă el prinde mingea asta cu aripi, echipa lui câștigă instant. Timpul în filmele Harry Potter zboară super repede, așa că la moment a venit Crăciunul, iar Harry primește cadou pelerina de
invizibilitate a tatălui său. Sunt convins că o să-i prindă bine mai încolo. Într-o zi când se plimbau prin Hogwarts, trioul nostru dăde un câine cu trei capete care se numește Fluffy și care este al lui Hagrid. Din greșeală, Hagrid le-a zis copiilor că Fluffy păzește piatra filozofală, adică piatra aia pe care a luat-o din depozitul băncii. Partea șmecheră la bolovanul ăsta este că el îi poate oferi nemurire utilizatorului. Plus, știți ce substanță mai are proprietăți asemănătoare? Sângele de unicorn. Iar după ce Harry a văzut cum o figură întunecată a omorât și a băut sângele unui unicorn, el presupune instant că știți voi cine s-a întors. Harry face exact ceea ce este normal să facă. Îi zice unui profesor toată povestea asta. Dar după cum era de așteptat, el nu e băgat în seamă. Așa că Harry, Ron și Hermione decid să-l oprească ei înșiși pe știți voi cine. Aparent, cineva chiar s-a furișat pe lângă Fluffy și a mers după piatră. Iar în urma unor capcane, Hermione și Ron au rămas în urmă. Deci Harry merge în față și dă nas în nas cu profesorul de combatere a magiei negre, care are un pui de Voldemort în loc de chelie. Tipul încearcă să-l omoare pe Harry și să își reînvie stăpânul. Dar de îndată ce îl atinge pe Harry, el se dezintegrează. Aparent, din cauza că mama lui Harry s-a sacrificat pentru a-l proteja de Lord Voldemort, băiatul este protejat de o barieră magică până la vârsta de 17 ani. Ca și fapt divers, datorită acestei bariere, bebelușul Harry a putut să-l bată pe știți voi cine. Deci toată lumea e în siguranță. Iar pentru că Harry a salvat din nou lumea, Dumbledore îi oferă niște puncte bonus. Puncte care le-au suflat Slytherinilor titlul de cea mai bună casă de sub nas. Chiar dacă e student la Hogwarts, în vacanța de vară, Harry tot este nevoit să stea acasă la mătușa sa. Dar măcar acum are și el o cameră adevărată. Într-o zi, Harry este vizitat de către Dobby, un elf care a venit să-l avertizeze că un mare pericol îl așteaptă la Hogwarts. Așa că anul ăsta el nu trebuie să meargă la școală sub nicio formă. Ca și fapt divers, elfii sunt slujitorii / sclavii vrăjitorilor. Oricum, Harry nu-l ascultă pe Dobby, se urcă cu Ron într-o mașină zburătoare și merge acasă la familia Weasley. By the way, ea e Ginny, a.k.a. sora mai mică a lui Ron. O să fie relevantă mai încolo. Datorită unei vrăji făcute de Dobby, Ron și Harry au pierdut trenul care ducea la Hogwarts. Așa că ei sunt nevoiți să meargă până acolo cu mașina aia zburătoare. Înapoi la școală, noul profesor de combatere a magiei negre este un incompetent. Lucru care e destul de nasol pentru că cineva a deschis camera secretelor, iar Hogwarts-ul se umple de studenți pietrificați. Camera asta a fost construită de către fondatorul Slytherin pentru a-i omorâ pe toți studenții școlii care nu provin din familii nobile. Un vrăjitor se poate naște în următoarele situații. Din doi vrăjitori, caz în care copilul este un vrăjitor pur, dintr-un vrăjitor și un om, caz în care copilul e într-o zonă gri, dar te mai poți naște vrăjitor și din doi oameni normali, caz în care ești un muggleborn. By the way, asta e situația lui Hermione. Plus, camera secretelor poate fi deschisă doar de către un descendent de-a lui Slytherin. Într-o zi, Harry găsește jurnalul unui fost student numit Tom Riddle. Iar Tom Riddle îi zice lui Harry că în generația sa, Hagrid a fost cel care a deschis camera secretelor și a lăsat un păianjen să iasă din ea. Motiv pentru care atunci a fost exmatriculat, iar acum el este principalul suspect al autorităților. Harry și Ron vor să demonstreze că Hagrid este nevinovat, așa că ei ajung într-o pădure unde se întâlnesc cu creatura pe care Hagrid ar fi eliberat-o din camera secretelor. Un păianjen gigant pe nume Aragog. Creatura le zice băieților că păianjenii nu pot pietrifica oameni, dar creatura din camera secretelor poate să facă asta și ea este un inamic de moarte de-al păianjenilor. Așa că băieții își dau seama că acea creatură este un basilisc, adică pretty much un șarpe mare. Din păcate, pentru abonații care au arachnofobie, păianjenii ăștia încearcă să-i mănânce pe Harry și Ron, dar nu vă faceți griji, ei scapă cu ajutorul mașinii alea zburătoare. Datorită fantomei unei fete care a fost omorâtă prima dată când basiliscul a fost eliberat, Harry și Ron descoperă locația camerei secretelor și reușesc să intre în ea datorită abilității lui Harry de a vorbi limba șerpilor. Ca și fapt divers, și de data asta ei au încercat să-i zică unui profesor că au descoperit unde se află camera secretelor. Dar, da, profesorul de combatere a magiei negre este un incompetent. În fine, Ginny se află și ea în camera secretelor. Ea fiind prima persoană care a
găsit jurnalul lui Tom Riddle, iar de când l-a găsit, ea a fost posedată de spiritul băiatului, pentru că Tom Riddle este la propriu varianta tânără a lui Lord Voldemort. El fiind în tot acest timp urmașul lui Slytherin care a eliberat Basiliscul și care i-a înscenat această faptă lui Hagrid. Tom Riddle își trimite șerpișorul să se ocupe de Harry, în timp ce el o stoarce pe Ginny de viață pentru a reînvia. Norocul lui Harry este că Phoenixul lui Dumbledore apare în peisaj, îi dă jobenul vorbitor și îl orbește pe Basilisc. În caz că nu știați, dacă te uiți în ochii unui Basilisc, mori instant. Iar dacă te uiți în ochii lui printr-o reflexie, ajungi să fii pietrificat. Harry reușește să scoată din jobenul vorbitor sabia lui Gryffindor, sabie care îi se arată doar unui adevărat Gryffindor. Deci Harry învinge șerpișorul, iar cu un colț de al creaturii străpunge jurnalul lui Tom Riddle, astfel învingându-l pe Voldemort din nou și eliberând-o pe Ginny de sub blestemul său. By the way, în caz că vă întrebați unde a fost Hermione în tot acest timp, ea a fost pietrificată destul de devreme pentru că, da, este un Muggleborn. După ce a salvat situația, Harry îl vede la Hogwarts pe tatălui Draco, care aparent este stăpânul lui Dobby. Harry merge să-l confrunte pe Boșorog în legătură cu ceea ce a făcut, băiatul acuzându-l că a ascuns jurnalul lui Tom Riddle în geanta lui Ginny la începutul filmului. Dar moșul neagă orice acuzație și îi zice să dispară. Totuși, puncte în plus pentru Harry din cauza că el l-a fraierit pe tip să le elibereze pe Dobby. Vedeți voi, elfii pot fi eliberați doar dacă stăpânii lor le dăruiesc o haină. Iar Harry și-a pus o șosetă în jurnalul lui Tom Riddle. Jurnal pe care tatălui Draco îl a dat lui Dobby fără să știe că acesta are o șosetă în el. Deci Dobby îi dă moșului exact ceea ce merită și el și fiuso. Dacă elfii sunt atât de puternici, oare cum au ajuns să fie înrobiți de vrăjitori? În fine, în următorul an școlar, Harry este pus din nou în pericol. De data asta de către un prizonier numit Sirius Black, care a scăpat din Azkaban. Ca și fapt divers, Azkaban este gen cea mai sigură închisoare pentru vrăjitori, iar Sirius a fost un prieten de-al familiei Potter și chiar nașul lui Harry. Doar că acesta i-a trădat pe părinții lui Harry zicându-i lui Voldemort unde se află. Pe lângă asta, el mai este acuzat de multe crime. Dat fiind situația în care Harry se află, tot Hogwarts-ul este păzit de niște creaturi numite Dementori, a.k.a. gardienii Azkabanului, cărora nu le prea pasă cui îi fac rău atât timp cât își fac treaba. Pentru că la Hogwarts, profesorii de combatere a magiei negre se schimbă mai des decât îmi schimb eu ciorapii, proful de anul ăsta este Lupin, un profesor care nu e nici malefic și nici incompetent. El e un profesor grozav care chiar îi învață pe elevi câte ceva. În special pe Harry îl învață vraja Expecto Patronum, adică o vrajă cu care să se apere de dementori. Pentru că din oarecare motiv, dementorii nu prea îl plac. Ca și fapt divers, și Lupin a fost un bun prieten de-a părinților lui Harry. Că tot vorbeam de profesori, Hagrid este noul profesor de animale magice al școlii. Iar pentru că Draco Malfoy este un bădăran pe care nimeni nu-l suportă, grifonul lui Hagrid îl atacă. Familia Malfoy rezolvă ca grifonul să fie executat. Mamă, ce mă enervează familia asta. Nu trece multă vreme că un lup negru care se dovedește a fi Sirius Black îl atrage pe Harry într-o încăpere. Dar cei doi nu apucă să facă prea multe pentru că ei sunt întrerupți de către Lupin. Situația e puțin confuză, dar cei doi adulți îl vor pe șobolanul lui Ron care se dovedește a fi un fost coleg de-al lor, el fiind adevărata persoană care i-a trădat pe părinții lui Harry. Așadar, Sirius este nevinovat. By the way, Lupin s-a prins că Sirius este nevinovat datorită hărții ăsteia, care îi arată cine și pe unde umblă prin Hogwarts. Iar ce să vezi, pe hartă apărea și Șobo, despre care se credea că a fost omorât de Sirius acum multă vreme. Totul pare că se termină cu bine, dar surpriză, Lupin e un vârcolac, iar afară e lună plină. În haosul creat, Șobo a scăpat bazma curată, iar Sirius a fost rănit. Totuși ceva l-a distras pe Lupin, așa că el i-a lăsat în pace pe Sirius și Harry, dar dementorii din apropiere nu o fac. Din păcate, vraja lui Harry nu e suficient de puternică pentru toți acești dementori. Așa că o persoană misterioasă i-a salvat pe cei doi fix în ultimul moment. În continuare, pentru că și-a pierdut alibiul care să dovedească că este nevinovat, Sirius urmează să fie executat. Dar în urma unui sfat de-a lui Dumbledore, sfat pe care numai Hermione l-a înțeles, fata se folosește de lănțișorul ei pentru ca ea și Harry să meargă înapoi în timp, odată pentru a-l salva pe grifonul lui Hagrid, pentru a-l distrage pe Lupin în timp ce era vârcolac, pentru a-i salva pe Harry și Sirius de dementori și pentru a-l scoate pe Sirius din celula sa. Deci Sirius se urcă călare pe grifonul lui Hagrid și împreună o iau la sănătoasa, astfel scăpând de execuție. Nu știu dacă să fiu impresionat sau șocat de faptul că Hermione se folosea de mașina asta a timpului pentru a merge la cât mai multe cursuri opționale. Toate bune la final, dar pentru că părinții studenților nu vor ca un vârcolac să predea la
la Hogwarts, Lupin a fost nevoit să demisioneze. Încet dar sigur, lumea începe să se scufunde în întuneric, pentru că foștii acoliți a lui, știți voi cine, s-au regrupat și au atacat finala campionatului mondial de vâșhați. Deci, pentru a-și proteja studenții de pericole, Hogwarts adoptă câteva reguli noi, precum cea conform căreia doar vrăjitorii de peste 17 ani au voie să participe la triumviratul vrăjitorilor. Ce este triumviratul vrăjitorilor? Un concurs în care un reprezentant de la Hogwarts se întrece cu reprezentanții altor două școli de magie pentru a vedea cine este cel mai bun. Reprezentantul fiecarei școli este ales de către un pocal de foc. Iar din oarecare motiv, anul ăsta pocalul a ales doi reprezentanți pentru Hogwarts. Un tip pe nume Cedric și Harry Potter. Faptul că și Harry a fost ales ca reprezentant al Hogwarts-ului încalcă mai mult de o regulă. Pentru că teoretic el nu avea voie să se înscrie în turneu, pentru că nu avea 17 ani. Dar pentru că pocalul a vorbit, el este nevoit să participe. Deci după o bătaie cu un dragon, o băiță într-un lac și o excursie printr-un labirint, Harry și Cedric ies la egalitate. Dar de îndată ce ei ating trofeul câștigător, ei sunt teleportați într-un cimitir unde sunt așteptați de către Shobo și bebelușul Voldemort. Shobo îl omoară fără ezitare pe Cedric. Nezo să-l ierte! Plus îi ia sângele lui Harry pentru a-i construi stăpânului său un nou corp. Din cauza că noul său corp a fost făurit cu ajutorul sângelui lui Harry, Lord Voldemort îl poate atinge pe băiat fără să se dezintegreze. Voldemort își invocă supușii și vrea să îl omoare pe Harry în fața lor. Dar pentru că baghetele celor doi sunt gemene, acestea nu îi lasă pe posesori să se omoare între ei. Așa că Harry are o fereastră în care aleargă înapoi la trofeu și se teleportează înapoi la Hogwarts, unde toată lumea îl aștepta pe câștigătorul triumviratului. Spre surprinderea tuturor, Harry apare împreună cu corpul neînsuflețit al lui Cedric și le zice tuturor că știți voi cine s-a întors. Harry este dus de îndată la loc sigur de către profesorul de combatere al magiei negre. Anul ăsta, postul respectiv fiind ocupat de un fost polițist al vrăjitorilor pe nume Mad-Eye Moody. By the way, proful ăsta l-a ajutat pe Harry tot anul, în special la probele de la triumvirat. Dar ce să vezi, pe tot parcursul anului, acest Mad-Eye Moody a fost un adept de-a lui știți voi cine care se dădea drept adevăratul Mad-Eye Moody. Asta cu ajutorul unei poțiuni. Misiunea impostorului a fost aceea de a se asigura că Harry o să ajungă în acel cimitir, astfel ca maestrul său să poată fi reînviat. Tipul rău este oprit de către profesorii de la Hogwarts înainte de a-i putea face rău lui Harry. Măcar în filmul ăsta au fost și ei buni la ceva. Plus, adevăratul Mad-Eye Moody este eliberat din cutiuța sa. În continuare, Ministerul Magiei face tot ce-i stă în putere ca să-i dea cancel lui Harry, din cauza că acesta a îndrăznit să zică că știți voi cine s-a întors. Deci Sirius, Lupin, Dumbledore, Mad-Eye Moody și o grămadă de adulți vrăjitori mai mult sau mai puțin dubioși reînființează Ordinul Phoenix-ului, adică o facțiune menită să-l oprească pe Voldemort. Înapoi la Hogwarts, noul profesor de combatere al magiei negre este Dolores Umbridge, o angajată de-a ministerului pe care nimeni nu o suportă. Adică femeia e proastă, incompetentă, se crede importantă și cel mai rău, ea adoră să-i tortureze pe studenți. Amu, ce-ai gândit că la Hogwarts tortura e interzisă? Păi era până să apară muta asta în peisaj. Pentru că ea este împuternicită de minister să facă aproape orice vrea. Iar misiunea ei principală este de a se asigura că știți voi cine rămâne tabu. Acum, legat de întoarcerea lui Voldemort, unii studenți îl cred pe Harry, iar alții nu. Dar cei care o fac nu vor să stea cu mâinile în sân așteptându-și sfârșitul. Așa că Harry îi duce într-o cameră secretă din Hogwarts, unde îi învață puținele vrăji de luptă pe care le știe. Ca și fapt divers, Harry și acești studenți își zic armata lui Dumbledore. Iar camera în care se antrenează li se arată doar celor care au nevoie de ea. În cele din urmă, securista de Umbridge reușește să îi prindă pe copii în timp ce se antrenau. Deci babeta presupune că așa zisa armata lui Dumbledore are ca scop să se răzvrătească împotriva ministerului. Iar drept urmare, Dumbledore este nevoit să fugă de la Hogwarts și să-i lase lui Umbridge toată puterea. Umbridge vrea să-l tortureze pe Harry pentru a afla mai multe informații despre planurile lui Dumbledore. Dar ca să nu-și vadă prietenul torturat, Hermione se oferă să o ducă pe babetă la arma secretă a lui Dumbledore. Bineînțeles că toată șarada asta a fost o diversiune ca Umbridge să se întâlnească cu fratele lui Hagrid și să fie scoasă din peisaj de către o armată de centauri pe care i-a cam călcat pe coadă. Asta e karma. În fine, de când Voldemort a reînviat, mintea lui și cea lui Harry au fost oarecum conectate. Așa că la un moment dat, Harry a avut o viziune conform căreia tatălui Ron era în pericol, iar acea viziune s-a dovedit a fi adevărată. Deci când Harry are o viziune conform căreia și
Sirius este în pericol, el nu ezită să-i sară în ajutor. Dar ce să vezi, de data asta lui Harry i s-a întins o cursă. Tipa asta este Bellatrix, verișoara lui Sirius și totodată un acolit loial de-al Lordului Întunecat, care a fost eliberată din Azkaban de către stăpânul ei. Planul a fost acela de a-l ademeni pe Harry într-un depozit de profeții, ca el să își afle destinul, dar mai important, ca și Voldemort să-i afle. Harry și prietenii lui încearcă să le țină piept acoliților lui Voldemort, dar ei sunt doar niște studenți, pe când inamicii lor sunt vrăjitori în toată firea, așa că Ordinul Phoenixului intră în peisaj pentru a salva situația. Da, în timpul luptei, Sirius este lovit cu Avada Kedavra de către Bellatrix. Am uitat să vă zic, Avada Kedavra este o vrajă care omoară instant orice lovește. Nezo să-l ierte! Mamă, ce mi-a venit tot filmul să o Avada Kedavra pe Umbridge. Harry nu are vreme să își plângă pierderea pentru că Lord Voldemort intră în peisaj, dar partea bună este că și Dumbledore e pe zonă. Așa că cei doi vrăjitori se duelează și află că puterile lor sunt aproximativ egale, deci Voldemort dă să se retragă. Dar asta nu înainte ca ministerul să afle că el s-a întors cu adevărat. În următorul an la Hogwarts, avem un nou profesor de poțiuni numit Slughorn, iar Snape este mutat pe postul visurilor sale, acela de profesor de combatere al magiei negre. Amu, ideea e că Slughorn adoră să se împrietenească cu studenții de elită ai școlii, iar Dumbledore crede că tipul are o anumită informație care ar putea să ducă la înfrângerea lui Voldemort. Așa că Dumbledore îl pune pe Harry să intre pe sub pielea profesorului, lucru pe care reușește să-l facă cu brio, pentru că manualul de poțiuni al lui Harry are notițele unui așa zis Half-Blood Prince, prinț care aparent este un geniu în ale magiei, din cauza că notițele lui sunt mai bune decât indicațiile din manual. În timp ce Harry se punea bine pe lângă Slughorn, Draco a încercat să-l asasineze de mai multe ori pe Dumbledore, dar de fiecare dată altcineva i-a picat în capcană. În caz că vă întrebați de ce ar vrea Draco să-l omoare pe Dumbledore, el a primit misiunea de a-l omorâ pe director pentru a spăla rușinea pe care tatăl său i-a adus-o Lordului Întunecat în lupta de la minister. Iar dacă dă greș, el va muri. Harry își dă seama că Draco este în spatele tentativelor de asasinare ale lui Dumbledore, așa că îl înfruntă într-un duel și îl rănește destul de grav cu o vrajă din manualul său de poțiuni, motiv pentru care Ginny îl pune pe Harry să renunțe la carte și să o abandoneze în camera necesității. Nu o condamn, fata chiar are o experiență proastă cu cărțile. Plus, Ginny profită de momentul de intimitate pentru a-l săruta pe Harry. Oh, da, cei doi se cuplează oficial. Amu, că tot vorbeam de cupluri, mai de mult Harry a avut niște tentative cu o fată pe nume Cho, dar să zicem că nu a fost să le fie. Plus, Ron și-a făcut gagică din cauza că s-a înscris în echipa de vâșhați a Gryffindorilor, lucru care o face geloasă pe Hermione. Așadar, normal că și ei se cuplează. Revenind la treburi mai serioase, după o mică poțiune de noroc și câteva sticle de tărie, Slughorn îi zice lui Harry că din greșeală i-a dat lui Tom Riddle informații despre horcraxuri. Anume, horcraxurile sunt obiecte în care vrăjitorii întunecați își lasă o bucată din suflet pentru a putea reînvia în cazul în care corpul lor principal este distrus. Deci, cu alte cuvinte, Voldemort are 7 astfel de horcraxuri, 2 dintre ele fiind distruse deja. Unul fiind aranjat de Dumbledore, iar altul fiind jurnalul lui Tom Riddle din al doilea film. Harry și Dumbledore pornesc într-o călătorie de a găsi cel de-al treilea horcrax al lui Voldemort, iar după câteva scene tulburătoare și un atac de zombie, cei doi reușesc să intre în posesia artefactului și să se întoarcă la Hogwarts. Dar ce să vezi, înapoi la școală, Draco vrea să îl omoare personal pe Dumbledore. Amu, băiatul nu e un criminal, așa că el a dat să renunțe și să își accepte soarta. Dar din spatele său, Snape a făcut Avada Kedavra, iar Dumbledore a murit. Nezau să-l ierte! Harry a fost martor la toată această scenă, băiatul fiind ascuns într-un loc de sub podeaua din biroul lui Dumbledore. Deci, de îndată ce are ocazia, Harry îl atacă pe Snape cu o vrajă din manualul lui Half-Blood Prince. Dar Snape e ceva de genul, cum îndrăznești să îmi folosești propria vrajă? Deci, băieții răi scapă basma curată, Harry este învins, Dumbledore e mort, iar horcraxul pe care Harry și Dumbledore l-au furat se dovedește a fi un fals. Adevăratul horcrax fiind furat de un așa zis, R.A.B. Da, am uitat să vă zic că Harry este alesul, adică singura persoană care îl poate opri pe Voldemort. Iar pentru că recent a împlinit 17 ani, bariera protectoare a lui Măsa a expirat. Deci 7 membri din Ordinul Phoenixului s-au transformat în Harry pentru a reuși să-l ducă pe băiat de la el de acasă la loc sigur. De îndată ce Harry și dublurile sale au ieșit pe ușă, ei sunt atacați de Voldemort și oamenii lui. Iar de data asta, Voldemort folosește o altă baghetă pentru a reuși să-l omoare.
omoare pe Harry. Dar cam degeaba, pentru că bagheta aia pur și simplu crapă. Așa că toată lumea, în afară de Mad-Eye Moody, scapă cu bine. Niezo să-l ierte pe Ochios! Pentru a mai reduce din stresul acestor zile întunecate, fratele mai mare al lui Ron face nuntă. Dar ce să vezi, în timpul nunții, ai noștri află că Ministerul Magiei a căzut. Iar drept urmare, adepții lui Voldemort îi atacă din nou. Din fericire, trioul nostru preferat reușește să se teleporteze acasă la Sirius, unde află că fratele lui este Regulus Black, a.k.a. R.A.B. Deci cu puțin ajutor de la elful familiei Black, trupa noastră află că Umbridge este în posesia horcraxului furat de către Regulus. Deci după câteva poțiuni de transformare, ai noștri reușesc să se infiltreze în ministerul marionetă al lui Voldemort și reușesc să recupereze horcraxul de la Umbridge. Da, până și acum mă întreb cum de-o scăpa de centaurii ăia. În fine, Harry decide să pornească în misiunea de a distruge toate horcraxurile lui Voldemort. Iar Hermione și Ron nu lasă la greu, ci îl însoțesc. Amu, toată faza e că horcraxurile astea sunt extrem de rezistente, iar cei care le au în posesie riscă să fie corupți de energia lor negativă. Deci, după o despărțire de Ron, un dans cringe și o bătrânică șarpe care i-a rupt bagheta lui Harry, a nostru vede o căprioară în pădure care îl duce la un lac unde se află sabia lui Gryffindor. Deci Harry se bagă după ea. Dar ce să vezi, horcraxul încearcă să lenece. Noroc că Ron a decis să se întoarcă la prietenii săi taman la fix pentru a-l salva pe Harry. Ron dă să distrugă horcraxul cu sabia lui Gryffindor, dar obiectul ripostează și îi arată cea mai mare frică, o posibilă relație între Harry și Hermione. Dar Ron reușește să vadă prin minciunile artefactului și îl distruge. Înainte de a muri, Dumbledore a lăsat trioului nostru niște indicii care să-i ajute să-l înfrângă pe Lord Voldemort. Iar printre aceste indicii se numără și simbolul ăsta, simbol pe care Harry l-a văzut la tatăl unei colege de-a lui pe nume Luna. Așa că trupa merge acasă la moș pentru a vedea care-i treaba cu acest simbol. Acolo tipul le zice legenda talismanelor morții. Anume, acum multă vreme au existat trei frați care au făcut un pact cu moartea în schimbul a trei obiecte magice. O piatră care să reînvie morții, bagheta de șoc, a.k.a. cea mai puternică baghetă din lume, și o pelerină care te face invizibil. Ciudat, îmi sună cunoscut ultima. Oricum, tatăl Lunei nu apucă bine să își termine povestea că adepții lui Voldemort îi bat la ușă, tipul trădându-l pe Harry pentru a-și salva fica. Deci trioul e din nou pe fugă și dă din lac în puț. Anume, ei dau nas în nas cu niște tipi răi. Tipi răi care nu sunt siguri dacă l-au găsit sau nu pe Harry Potter. Pentru că înainte să-l vadă pe băiat, fața lui Harry a fost desfigurată temporar de către Hermione. Deci pentru a se asigura că nu se înșală, tipii ăștia îl iau pe Harry și îl duc la conacul familiei Malfoy, unde din oarecare motiv Draco îl protejează pe Harry și nu îl dă pe mâna familiei sale. În temnița conacului, trioul nostru o găsește atât pe Luna cât și pe goblinul ăsta care lucrează la banca vrăjitorilor. Iar în ajutorul lor vine Dobby. Deci după ce Dobby îl aranjează pe Shobo, care by the way nu știu dacă a murit sau nu, micul nostru elf îi duce pe toți băieții buni la loc sigur. Dar înainte ca acesta să apuce să se teleporteze și pe sine, el este înjunghiat mortal de către Bellatrix. De ce, Dobby? De ce? De ce nu Ron? Nezo să-l ierte! În tot acest timp, Voldemort a căutat bagheta de șoc, baghetă pe care a găsit-o în mormântul lui Dumbledore, acesta fiind fostul ei stăpân. În urma ultimei întâlniri cu Bellatrix, Harry deduce că ea ascunde ceva în depozitul ei bancar, un horcrax. Așa că Hermione se dechizează în Bellatrix și se infiltrează în depozitul ei bancar cu ajutorul goblinului din temnița lui Malfoy. Ai noștri reușesc să pună mâna pe artefactul întunecat, dar ce să vezi, goblinul i-a trădat. Nu e problemă de război, pentru că ai noștri reușesc să scape din depozit, călare pe dragonul care trebuia să păzească depozitul. Cam ironic, nu credeți? După asta, Harry are o viziune care îi zice că un horcrax se află în Hogwarts și că acesta este un obiect simbolic pentru casa Ravenclaw. Așa că trupa noastră reușește să se infiltreze în școală cu ajutorul fratelui lui Dumbledore. Frate care aparent are un tunel de la el de acasă până la școală. Că de ce nu? De când Harry nu a mai dat pe la Hogwarts, școala a devenit destul de întunecată și condusă de către Snape. Așa că Harry își înfruntă fostul profesor și le dezvăluie tuturor adevărul despre moartea lui Dumbledore. Iar drept urmare, profesoara McGonagall îl atacă pe Snape și îl forțează să se retragă. Deci Hogwarts intră din nou pe mâini bune și decide să-l ajute pe Harry să-l învingă pe Voldemort. Deci cât timp Harry căuta horcraxul, Hogwarts se pregătește să înfrunte mânia Lordului Întunecat. Hermione și Ron distrug horcraxul din depozitul lui Bellatrix cu un dinte de basilisc. Nu e ciudat că nimeni nu s-o gândit să
facă curat în camera asta după cel de-al doilea film. În fine, între timp, Harry este ajutat de către fantoma fiicei lui Ravenclaw să găsească penultimul Horcrux, care este chiar diadema lui Ravenclaw. Totuși, în cale îi stă Draco și încă doi Slytherin prăpădiți care au reușit să dea foc întregii camere. Noroc că Harry scapă pe mătura sa zburătoare și tot îl ia pe Draco cu el, asta ca să nu sfârșească precum prietenii săi. By the way, în tot acest timp, Hogwarts-ul a devenit un câmp de luptă între forțele binelui și cele ale răului. Dar pentru moment, Voldemort decide să se retragă. Pe de-o parte pentru că mai are un singur Horcrux, anume pe șarpele său, dar și pentru că bagheta de șoc nu îi se supune. By the way, înainte de a se retrage, Voldemort l-a omorât pe Snape din cauza că el a bănuit că bagheta de șoc nu îi se supune pentru că adevăratul ei stăpân ar fi Snape, din cauza că el l-a omorât pe Dumbledore. Ca și fapt divers, Harry a fost fix după colț când s-a întâmplat asta. Așa că el a putut să-i fure lui Snape o lacrimă pentru a-i vedea amintirile. Și surpriză, Snape a fost un agent dublu în tot acest timp. Snape a fost îndrăgostit de mama lui Harry. Iar după ce Voldemort a ucis-o, tipul a promis că îl va proteja pe Harry orice ar fi. Deci Snape a fost un spion pentru Dumbledore încă de la bun început. Iar după moartea moșului, Snape l-a ghidat pe Harry de fiecare dată când a avut ocazia. By the way, în caz că vă întrebați de ce Snape l-a omorât pe Dumbledore, păi filmul nu explică foarte bine asta, dar Dumbledore era pe moarte. Iar prin faptul că Snape a fost cel care l-a ucis, acesta a câștigat încrederea deplină a lui Voldemort. Din cauza că Lupin, un frate de-a lui Ron și o grămadă de alți vrăjitori au murit în bătălia de la Hogwarts, Harry răspunde provocării lui Voldemort de a merge la un duel de 1v1. Dar în acest duel, Harry a fost măcelărit. Sau cel puțin asta crede Voldemort. Pentru că fără să își dea seama, prima dată când a încercat să-l omoare, Lordul Întunecat l-a transformat pe Harry într-un Horcrux. Iar în prezent, când Voldemort l-a lovit pe Harry cu Avada Kedavra, acesta și-a omorât propria bucată de suflet. Harry face pe mortul în timp ce Voldemort le dă de ales celor de la Hogwarts. Fie îi se alătură, fie mor. Deci înainte ca altcineva în afară de Malfoy să îi se alăture, un puști pe nume Neville, care nu a fost prea relevant până acum, scoate sabia lui Gryffindor din joben și e ceva de genul: eu sunt pregătit să mă lupt, cu sau fără Harry. În momentul ăla, Harry nu mai face pe mortul și urmează bătălia de la Hogwarts 2.0. În timpul luptei, familia Malfoy a luat-o la sănătoasa, Bellatrix a fost omorâtă de mama lui Ron, în teoretic tu nu meriți un Dumnezeu să o ierte, dar ca să fiu sincer, ai fost destul de badass. Neville reușește să distrugă ultimul Horcrux al Lordului Întunecat cu sabia lui Gryffindor, lucru care i-a permis lui Harry să-l omoare definitiv pe Voldemort. Da, nici tu nu meriți un Dumnezeu să-l ierte. Ca și fapt divers, bagheta de șoc nu i s-a supus lui Voldemort din cauza că Harry îi era adevăratul stăpân. Cum e posibil așa ceva? Păi stați să vă explic. Înainte de a muri, Dumbledore a fost dezarmat de Draco, lucru care l-a făcut pe puști stăpânul baghetei. Dar în filmul precedent, Draco a fost dezarmat de Harry. Deci sper că v-ați prins cum stau lucrurile. Acum Harry putea fi de neînvins, pentru că el este posesorul tuturor talismanelor morții, anume e maestrul baghetei de șoc. Dumbledore i-a dat cadou piatra aia care reînvie oameni și care, aparent, te lasă să vorbești cu morții, iar pelerina invizibilității o are încă din primul film. Totuși, Harry e ceva de genul: nu mă interesează să fiu puternic. Așa că el pur și simplu rupe bagheta de șoc în două și o aruncă. 19 ani mai târziu, vedem cum Harry s-a căsătorit cu Ginny, Ron cu Hermione și cu toții au copii care, aparent, sunt în același an la Hogwarts cu plodul lui Draco. Da, pentru că atât Draco cât și mama lui l-au ajutat pe Harry în ultimele filme, păcatele lor au fost iertate. Ce a făcut mama lui Draco? Păi ea l-a protejat pe Harry și a zis lui Voldemort că băiatul este într-adevăr mort. Asta pe când el nu m-a jucat teatru. Amu, teoretic, mai puteam vorbi de multe scene și personaje. Dar ca să fiu sincer cu voi, am ales ca în acest video să includ doar scenele care aduc un progres real poveștii. Pentru că foarte multe scene care în cărțile Harry Potter au fost relevante, în film au fost doar de umplutură pentru că au fost implementate destul de prost. Adică, cu alte cuvinte, oricât de mult mi-ar fi plăcut de frații mai mari a lui Ron, ei abia vorbesc în filme. Oricum, nu vă faceți griji pentru că urmează să fac niște shorturi cu povestea Harry Potter din cărți. Iar cel mai probabil, în aceste shorturi o să vorbesc și despre scenele și personajele voastre preferate. În fine, nemai lungind videoul, nu uitați să intrați pe linkul din descriere să vă luați starter pack-ul de pe World of Warships. În continuare, eu le mulțumesc membrilor de pe canal pentru că mă susțin. Un rând de aplauze pentru legendele: Alexandru Ștefan Rareș, Brah, Aldadi, Crazy Jeleu, Duțu Pașca, Alex, Raptorul R, Alex Dumitru și Marian07. Plus încă un rând de aplauze
pentru miticul Sebi Mzăchiu. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Ziceți-mi în comentarii ce videouri mai vreți să vedeți la mine pe canal. Ne auzim pe Insta și pe TikTok. Eu am fost Paul Pașca și ne vedem data viitoare.